Liderii polonezi au ieșit în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea față de Pactul Verde al Uniunii Europene. Programul propune reducerea treptată la zero a emisiilor de dioxid de carbon din țările membre. Protestatarii au cerut organizarea unui referendum privind aplicarea în Polonia a regulilor aprobate de Bruxelles. Mam gospodarstwo mleczne, jestem rolnikiem. Strajkujemy po to, żebyśmy nie byli niewolnikami, żeby rolnicy na własnej ziemi nie byli niewolnikami. My musimy się dostosować do Zielonego Ładu. To jest niewolnictwo. Musimy według Zielonego Ładu uprawiać to, co nam każą, kiedy nam każą, jak mamy uprawiać ziemię, jak mamy wywozić obornik. Ja chciałabym również, aby nie tylko Polacy może, ale również cała Europa wreszcie się przebudziła i zaczęła coś robić w kierunku tym, aby nie odbierali nam naszych wolności, nie nakazywali nam, jak mamy żyć, prawda? Manifestația a fost susținută de Partidul Populist de Dreapta, Lege și Justiție, care a pierdut puterea în urma alegerilor de anul trecut. Protestatarii au cerut o întrevedere cu premierul Donald Tusk, pe care îl acuză că a acceptat regulile impuse de Bruxelles fără a ține cont de cei care fac agricultură. Sunt încă Polacy, którym zależy, żeby Polska nie została zniszczona, żeby została suverenna, niezależna i silna. Fermierii polonezi nu sunt nemulțumiți doar de politicile Uniunii Europene pentru combaterea schimbărilor climatice. De anul trecut, ei au organizat o serie de proteste pentru a opri importurile de produse ieftine ucrainene. Timp de mai multe luni, frontiera cu Ucraina a fost blocată de manifestații organizate de agricultori polonezi și de șoferi de camioane. Autoritățile de la Varșovia au impus restricții pentru importurile de produse ucrainene și au oferit subvenții fermierilor care s-au plâns de concurență neloială, dar nu au reușit să oprească valul de proteste.